Hei, hei, ce faceți băi și fete? În sfârșit a venit timpul. Timpul de a discuta despre noul trailer ce a ieșit recent, ce are legătură cu FNAF AR. Dar, înainte de a trece la subiect, nu uitați să omorâți butonul ăla de like, să-l sugrumați, să-i faceți ce știți voi mai bine, deoarece, dacă văd multă susținere din partea voastră, vom continua bineînțeles cu episoade de genul. Așa că orice apreciere din partea ta ajută. Acum, revenind la FNAF AR, numele său a fost confirmat ca fiind Special Delivery, iar încă din asta putem deduce ușor pe ce va fi baza gameplay-ul. Însă, înainte de a discuta, trebuie să analizăm trailerul. Încă de la început putem observa cum obiectul reprezentativ al jocului este pus în prim plan, și anume telefonul, ce conține o imagine cu cine altcineva decât Freddy Fazbear. Să nu uităm de posterele prezente pe pereți, în care cel mai interesant pare să fie Bunny, unde ne informează de faptul că animatronii au fost creați în așa fel încât nu vei fi niciodată singur. Lucrul ăsta mi-aduce puțin aminte de ceea ce s-a întâmplat în Help Wanted. Replica respectivă pare să vină din partea unei companii, și ce ne-ar face să credem că nu ar fi vorba de aceeași companie, Fazbear Entertainment? Adică ar exista o posibilitate. Continuând, în dulapul din stânga remarcăm doi ochi roșii ce strălucesc. La primul contact ar putea fi Nightmare, însă este de fapt Freddy Fazbear. Un lucru interesant, pe fundal lui putem auzi vocea lui Michael Afton. I've been living in the shadows. Am trăit în umbre. Nu vă aduce aminte de ceva? I've been living in shadows. Ironic este că seamănă foarte mult și aș fi putut spune că este William Afton, a.k.a. Springtrap. Însă, replica respectivă îi aparține lui Michael Afton. Și da, vocile sunt similare, deoarece atât vocea pentru William cât și pentru Michael sunt făcute de către același actor, P.G. Haywood. După încă 2 secunde, un static ne dezvăluie următorul lucru. Listen carefully to survive, put me back together again. Ăsta e un hint foarte mare. Ascultă cu atenție pentru a supraviețui, pune-mă înapoi la loc. Dacă ne întoarcem înapoi în FNAF 4, în ultimul minigame, William Afton i-a promis lui Crying Child că îl va pune la loc. Iar dacă teoria noastră e valabilă, cum că Michael este victima din FNAF 4, atunci ar avea sens ca aici, după fix replica sa, I've been living in the shadows, să apară acest text. Ar putea dovedi din nou că teoria cum că Crying Child este Michael Afton replica robot, că e adevărată. Însă, ceea ce știm cu siguranță e că Cassidy s-ar putea reîntoarce datorită faptului că existența lui Michael prin voce, cât și faptul că Fredbear va fi prezent, 100% dedus din trailerul anterior, duce la această concluzie. Jocul sigur va pune piesele din puzzle în ceea ce privește Michael și Cassidy. În continuare, în spatele nostru se află Freddy. Da, Freddy, nu Fredbear datorat papionului negru, însă seamănă izbitor de mult cu Golden Freddy. Baby de asemenea își va face prezența, pentru că la finalul trailerului ne informează că dacă vom fi calmi, liniștiți, stealthy mai bine spus, poate aceasta nu ne va găsi. If you are very quiet, maybe I will not find you. Ceea ce ne confirmă încă o dată gameplay-ul jocului, faptul că va trebui să fim foarte atenți și să nu facem zgomote pe parcursul aventurii, deoarece vom fi nevoiți să livrăm diferite obiecte dintr-o parte în alta a casei pentru a ne îndeplini misiunile, în același timp fiind urmăriți, vânați sau chiar fugăriți de către animatroni pe timp de noapte. Exact asta spunându-ne titlul jocului, Special Delivery, cel puțin așa gândesc eu. Pe Instagramul jocului oficial putem găsi câteva poze ce dezvăluie gameplay-ul. Totul se va baza pe camera telefonului. Ca un fel de ochelar raze X, vom putea vedea prin cameră animatronii ce se ascund. Din câte pot observa în această imagine, vom putea accesa flashlight-ul. În stânga avem nivelul de baterie, iar în mijloc un buton pentru electroșocuri ce ne va fi la îndemână pentru a încetini pe animatroni. Iar Springtrap arată extrem de înfiorător aici. Însă încă suntem în dubii de reîntoarcerea lui Cassidy și a lui Golden Freddy. De ce? Pentru că acest joc pare a fi un sequel. Un sequel pentru FNAF VR, dacă am putea să-l plasăm după informațiile date. M-am gândit, Cassidy s-ar întoarce pentru cineva important aici, William Afton. Și nu Willy cel din iad, ci Glitchtrap. Glitchtrap, cel
ce ne posedă corpul. FNAF Help Wanted are intenția de a ne arăta că fiecare ending este un bad ending, ceea ce înseamnă că Glitchtrap și-a îndeplinit scopul de a ieși prin corpul unei persoane. Mai bine spus, de a poseda corpul unei persoane. Ei bine, ce ne facem să credem că nu noi suntem Glitchtrap, iar Cassidy se reîntoarce pentru a-l opri? Sau mai bine spus, pentru a ne opri. Asta fiind motivul de care animatronii ne-ar ataca și prin a-i vedea doar prin intermediul virtual al telefoanelor. Pare destul de promițătoare teoria asta, însă nu e nimic fixat. Păi băi și fete, acest joc va fi disponibil în octombrie, însă până atunci eu vă urez toate cele bune. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă ți-a plăcut și mai vreți în continuare episoade de genul, nu uita să apeși pe acel buton de like. De asemenea, m-ar ajuta foarte mult un share. Dacă ești abonat, te-aș ruga să apeși pe clopoțel pentru a fi la curent cu noile mele videoclipuri. Până atunci, eu am fost Eugene. Pe data viitoare! If you are very quiet, maybe I